dragi copii, din cele 24 de povești amuzante în așteptarea lui Moș Crăciun, am să vă citesc Brăduțul Gâdilicios de Vincent Villeminot. În pădure era un brad nemaipomenit de gâdilicios, atât de gâdilicios că nici păsările nu puteau să se așeze pe ramurile lui și nici veverițele să-i culeagă conurile. Bradul nostru începea numai decât să tremure, să se agite și să-și scuture crengile în toate părțile. Opriți-vă, mă gâdilați cumplit! Atunci veverițele și păsările se trezeau aruncate în aer, aterizând cu nasul în țărână. Într-o zi de decembrie, sosiră tăietorii de lemne. Însuflecare mânecile și începură să taie și iar să taie. Odată, în timp ce puneau jos un copac, auziră un chicotit. Hi-hi-hi, opriți-vă, mă gâdileați! Dar după ce se scărpinară nedumeriți în cap, își spuseră că probabil li se păruse. Își terminară treaba în cele din urmă și plecară. În oraș, un bărbat cumpără brăduțul, iar cei doi băieți ai săi se apucară să-l împodobească, dar de fiecare dată când agăța un glob, o ghirlandă aluneca și cădea de pe ramuri. Ai fi zis că acestea nu suportau să fie atinse de lumânările și stelele de hârtie, aruncându-le fie în aer, fie pe podea. După vreo două ore, băieții nu reușiseră să pună absolut nimic în brad. Ha, 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 râdea brăduțul gâdilicios. Nu mai râde de mine, se răstea cel mai mare dintre băieți la fratele lui. Dar tu ai râs de mine, protesta cel mic. Se mai certară ei un timp, după care mai făcură o încercare de a împodobi bradul, dar globurile zburară, iar ghirlandele alunecară din nou de pe crengi. Brăduțul era tare mâhnit, dar nu avea ce face. În cele din urmă, cel mai mare dintre frați spuse: atâta pagubă, hai mai bine să punem bradul ăsta capricios exact așa cum e, lângă șemineu. În toiul nopții, brăduțul, care o fi fost el gâdilicios, dar rău nu era deloc, înmuguri și își împodobi ramurile cu multe conuri, la fel de mari și de frumoase ca și globurile de Crăciun. Întinzându-și crengile pe fereastră, reuși să prindă și câțiva fulgi, care îl împodobiră ca niște ghirlande. Licuricii, care dormeau în șemineu, nedumeriți, venire să-i dea târcoale și văzându-l așa de frumos, începură să lumineze de admirație. Brăduțul șopti: ha, 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 vă rog eu, încercați să nu mă atingeți. Strălucea așa de frumos, încât o steluță alunecă de pe cer și intră pe fereastră împodobindu-i vârful. Dimineața, cel mai gâdilicios brad de Crăciun care a existat vreodată, licuricii care se învârteau în jurul lui și steaua din vârf erau pregătiți cu toții, așteptând cadourile ce aveau să le stea la poale. Dragi copii, vă așteptăm cu multă căldură să veniți la Biblioteca Județeană să împrumutați cărți la fel de frumoase ca și această poveste.